Vorbim în continuare despre achiziții controversate la Senat. Instituția a cumpărat de la începutul anului și până acum 13 frigidere, sute de pahare și farfurii, câteva mii de plicuri și dosare, dar și servicii de întreținere pentru toate mașinile Senatului. Toate doar pentru prima parte a anului, pentru că din toamnă senatorii vor avea nevoie de altele ca să-și desfășoare activitatea. Ce licitație a mai solicitat Senatul, ne spune acum colega mea Senia Croitoru. Senia, unele înțelegem, sunt consumabile, dar altele nu prea. Ce explicații avem? Bun găsit, Octavia, bun găsit tuturor. Da, senatorii au făcut mai multe licitații, de fapt Senatul a cerut mai multe licitații începând de la începutul acestui an 2017 și până la jumătatea lui. Au făcut mai multe licitații, au cerut chiar 100 de prelungitoare electrice. Au avut nevoie de aceste prelungitoare în primele 6 luni ale anului. Au făcut solicitări și pentru 40 de dozatoare de săpun, pentru 13 frigidere, așa cum spuneai și tu, și repet, doar de la începutul anului, doar în primele 6 luni, senatorii au avut nevoie de 13 frigidere noi. Alte solicitări au mai fost făcute în ceea ce privește achiziția de cești de cafea, dar și de ceai, 100 la număr din fiecare, 150 de pahare de apă au mai avut nevoie senatorii, dar și 100 de pahare de whisky. Printre licitații am mai găsit pe site-ul Senatului la capitolul achiziții publice și 66 de corpuri de iluminat, pentru că în Parlament nu se poate sta pe întuneric, așadar senatorii au avut nevoie de foarte multă lumină, iar la acest capitol am mai găsit și aproximativ 3.000 de becuri noi achiziționate doar în primele 6 luni ale acestui an.